pentru România. La mulți ani, Cătălin. La mulți ani, Moise. La mulți ani, Cătălin. Bine, să cred că am nimerit 2 zile la rând la Europa. Ai intrat și ieri, adică? Da. La România, direct sau la Dubu sau nimic? Nu, la România în direct, e mai important. Azi avem niște telefoane mai speciale, ziua telefoanelor deschis. Da, măi, mulțumesc vouă. Cu Codruța Chiu și ziua porților de deschidere la DNA, chiar așa. Wow! Dumnezeu, ești chiar așa. Cătălin, cum vedeți dumneavoastră România în anii următori? Cum vă proiectați peste 100 de ani? Ce ar trebui să facem ca să ajungem? Mai este, uite, de 25 de ani. Da. Tot zicem că noi suntem hoți și suntem hoți. Noi suntem alcooliști și suntem alcooliști. Noi suntem cuturoși și suntem alcooliști. Eu am zis Cătălin și am zis lucrul ăsta. Nu știu, conduceați dumneavoastră nu e foarte primitoare așa, nu e foarte îmbietoare, dar așa cum vă spuneam, până la urmă, o perspectivă pe care noi, fiecare dintre noi în țara noastră, am avea o legătură cu țara noastră, probabil că i-ar convinge în final și pe cei care au plecat să se întoarcă, poate. Ce spuneți, Daniel? Bună ziua și la mulți ani! Bună ziua, la mulți ani, la toată lumea! Da. Referitor la ce zicea domnul înainte,